Sunt Oana. Astăzi vreau să-ți arăt cât de ușor poți prepara acasă o prăjitură atât de îndrăgită de toți copiii, prăjitura felie de lapte. Are un blat pufos de cacao și o cremă delicioasă cu gust intens de lapte. Mai întâi prepar blatul de pandișpan și o să separ gălbenușurile de albușuri. Cel mai bine ar fi ca ouăle să fie la temperatura camerei, ca să se mixeze mai bine. Mixez gălbenușurile cu zahărul și o să-l adaug treptat. După cum vedeți, am obținut o cremă pufoasă și deschisă la culoare și ca să verificăm dacă s-a topit zahărul, putem să verificăm între degete dacă se mai simt granulele de zahăr. O să mai mixez puțin. Adaug uleiul și o să-l pun puțin câte puțin. Urmează laptele. Amestec acum făina cu cacaoa și praful de copt și o să le trec printr-o sită. Cel mai bine este să treceți prin sită ingredientele uscate când faceți o prăjitură, ca să nu rămână cocoloașe, după cum vedeți, și să se aereze mai bine. Și amestec totul cu o spatulă. Albușurile le bat cu un praf de sare și le mixez până obțin o bezea. Adaug bezeaua treptat peste compoziția de pandișpan. Bezeaua trebuie încorporată ușor, cu mișcări lente, de jos în sus, iar aluatul o să devină pufos și aerat. Și torn aluatul în tava de aragaz, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Îl întind bine în toată tava. O să iasă un blat subțire, ca de ruladă. Și o pun la cuptor la 180 de grade, 10 minute, nu mai mult. Blatul este gata, îl las să se răcească și mă apuc de cremă. Mai întâi pun gelatina în apă rece ca să se hidrateze și amestec puțin. Am nevoie de o crăticioară cu fund dublu și amestec zahărul cu amidonul. Amestec cu un tel și adaug laptele puțin câte puțin. Și o pun pe foc. Și acum amestec în continuu până crema se îngroașă. Lăsați focul mediu. Cam așa trebuie să arate, este ca o smântână mai groasă și o las puțin să se răcească. O las cam 5 minute și apoi o să pun gelatina. Pun gelatina în crema de lapte, care încă este caldă, și o amestec până se topește. Și o răstorn într-un castron și pun o folie de plastic deasupra ca să nu se formeze crustă și o las să se răcească. Bat smântâna pentru frișcă. Neapărat trebuie să fie rece din frigider ca să se bată mai bine. Adaug mascarpone, puțin câte puțin, și îl încorporez cu mixerul. La fel și mascarpone trebuie să fie tot rece din frigider. Și adaug crema de lapte, care s-a și răcit. Și adaug o linguriță de extract de vanilie. Dacă nu aveți extract natural, puteți să puneți două lingurițe de esență de vanilie. Blatul s-a răcit și îl tai în două. Și acum am nevoie de o tavă mai mică, dreptunghiulară, cam de 20 x 30 cm, în care o să pun
primul blat, răstorn crema. Trebuie să punem prăjitura la frigider cam 2-3 ore ca să se întărească crema. O nivelez și pun deasupra al doilea blat. Îl presez ușor și acum la frigider 2-3 ore. Prăjitura s-a întărit și o să-i scot cu grijă folia. O să-i tai și marginile ca să arate mai bine și apoi o să o feliez. Arată ca o mare felie de lapte. O să facem felii mai mici. Arată foarte bine prăjitura. Vreau să o și gust. Blatul este pufos și crema este foarte aerată. E foarte bună. Vă promit că nu o să rămână mult pe platou prăjitura asta. Salut, bucătăraș! De multe ori pofta vine gândindu-te la ce ai mâncat bun. De aceea, uneori încercăm să replicăm în bucătărie rețete faimoase. Ei bine, asta vom face și noi astăzi. Bomboanele devenite celebre sub brandul Raffaello sunt fine, catifelate și elegante și vei vedea imediat că se prepară foarte ușor. Ai nevoie de 70 de grame zahăr pudră, 20 de grame zahăr vanilat, 100 de grame de unt, 300 de grame ciocolată albă, 3 linguri suc proaspăt de portocale, 160 de grame nucă de cocos, migdale întregi și extra nucă de cocos pentru îmbrăcat bomboanele. Avem nevoie de un mixer ca să meargă treaba mai repede. Mixează untul moale cu zahărul pudră și zahărul vanilat până obții o spumă. Pune ciocolata într-un castron și topește-o în baie de aburi. Pune într-un bol încăpător spuma de unt, nuca de cocos, ciocolata albă topită și răcită și sucul de portocale. Amestecă bine ingredientele și lasă compoziția să se odihnească 5 minute. Pune restul de nucă de cocos pe o farfurie și pregătește bomboanele. Formează bile din compoziție, pune în mijloc o migdală și apoi tovălește-le prin nucă de cocos. Lasă-le la frigider 30 de minute să se întărească puțin. Și azi pregătesc un desert foarte îndrăgit de copii cu fructe de sezon și o cremă fină. Hai să vezi! Mini tarte cu cremă delicioasă cu mascarpone și ciocolată albă și decorate cu căpșuni dulci și parfumate. Pentru blat ai nevoie de 60 de grame unt, o lingură cu vârf zahăr pudră, 125 de grame făină, un ou și un praf de sare. Pentru cremă îți trebuie 80 de grame ciocolată albă, 250 de grame mascarpone, 50 de grame zahăr pudră, 50 de grame unt, 50 de ml smântână lichidă, coaja rasă de la o lămâie, o linguriță vanilie și 300 de grame căpșuni pentru decor. Cel mai bine este să prepar mai întâi crema, pentru că este bine să o lași la frigider înainte să umpli tartele. Pune într-o crăticioară smântâna lichidă și untul, iar când ajunge la punctul de fierbere, adaugă ciocolata albă ruptă bucăți. Omogenizează bine până se topește ciocolata, apoi lasă-o la răcit. Mixează mascarpone cu zahărul pudră,
Adaugă coaja de lămâie și vanilia, apoi ciocolata topită și răcită. Pune crema la rece până pregătești blatul pentru mini-tarte. Fă o adâncitură în castronul cu făină, adaugă oul și untul la temperatura camerei. Pune zahărul pudră și un praf de sare, omogenizează ușor și apoi frământă cu mâna aluatul până devine elastic. Nu trebuie frământat mult, doar cât să nu se lipească de mâini. Învelește-l în folie de plastic și pune la frigider 10-15 minute. Astfel se va întinde mai bine. Între timp, unge formele de mini-tarte cu ulei și tapetează-le cu făină. Împarte aluatul în 6 părți egale și întinde fiecare foaie între două hârtii de copt ca să-ți fie mai ușor și să nu mai adaugi făină. Pune câte o foaie în fiecare formă și îmbracă bine pereții, apoi taie aluatul în exces. Înțeapă-l din loc în loc cu o furculiță ca să nu se umfle prea tare, apoi pune în fiecare formă hârtie de copt și umple-o cu boabe de fasole, linte sau orez. Astfel, în timpul coacerii, aluatul va păstra forma de tartă. Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute, până s-au rumenit ușor pe margini, apoi scoate-le și lasă-le să se răcească. Și acum, hai să umplem tartele! Cu ce fructe vrei și apoi să le lași puțin la rece. Ne vedem data viitoare! Pa, pa!